Da, bate un rece din baltă, la chilia am portă, mă. Dar bate un vânt rece din baltă. Vă pup, dragi oameni frumoși. Am răsit ultimul hal, bă. Mamă, dacă știți cum sunt terminat. Terminat, mă luau frezoane, mamă, ce frezoane, ce tremurături, așa. Din senin, la 13 grade afară, tremur, deci căcățau la vaccin, vorba aia. Astăzi, vlog cu Duba. Merem să luăm la o tipă un frigider. Merem să luăm unei femei un frigider. Din Blackburn până în Presto. Am început inclusiv să-mi scrie oameni să-mi dea joburi. Vă mulțumesc pentru recenziile lăsate. Au ce bate motorul. Scrie lumea direct să fac și eu un 60 de coco. Ia zic că îmi dă și mie 60 de coco ca la Milog, așa. Zice, așa e motorina scumpă în perioada asta. I-am întrebat, e sigură fata? Îți dau, zice. Îți dau că ai copii mici. De aia. Că eu știu ce fac? Am băgat pe filmul înaintare, am pus poză cu el, știi? Ca să ce să zic, știi? Că mama are copii, are, o duce greu. Uite mânțul meu preferat. Te pun în viața mea, bă! Ești borțos? E mărtan, dar e borțos acum, e gestant. Roade țașcară, uite-l. Frumos ești! Vine la mână, vine la picior când îl chem, vine. E prietenos așa ca individ. Da, mergem să luăm un frigider. Să-i descriu la tipă. I-am juice te arate tu go da voi angel I will be there in 30 minutes. Yeah. Mă, să nu mă trezesc că mi-a vrut țapă, că mă duc pe acolo, stau pe la ușă ca boschetar. Bă, ar trebui să le cer avansul, știi? Ia să zic ce scrie Dudu ea. Pus-o ok, amazing, thank you. Asta înseamnă că încă mai vrea frigiderul. Să lucrăm cu cap, că dacă nu lucrăm cu cap, lucrăm hard. Hai mă să vedem ce zice. Duduia, un frigider, să luăm un frigider, să vedem ce facem cu el. Aia. Nu mi-a ajutat, mă, Dumnezeu, în așa fel încât să ajung să sune telefonul. Băi, trebuie să-mi fac niște flyere din alea, m-am gândit eu. Trebuie să fac niște flyere din alea, să le scol la imprimantă. Dar degeaba, bă, online-ul, bă. Lumea stă pe telefoane, stă pe... M-am întâlnit cu un coleg și vorbeam așa, ce l-avea după, știi? De una despre alta. La care ajungem la recenzii și la punctul meu de lucru de pe Google, știi? La care îmi zice, da, mă, dar tu ai recenzii de la români. Da, dar Google-ul te bagă la recomandate în funcție de câte recenzii ai și de câte comentarii și de câte astea. Înțelegi? În momentul de față suntem 300 de recenzii. Înțelegeți? Ei, când aveau 1000 de recenzii, când aveau căutare. A? Eu ies primul în față, pe interval, cum s-ar spune. Ia uite. După ce colectezi, te duci și ei. Și duci și faci și dreji. Aaaa, spusă femeia. Bă, bine ar fi, bă, să lucrez eu cu oameni direct. Că de ce? Problema e în felul următor. Lumea e prea comodă, mă. Prea comodă, mă. Și vând joburile, adică sună la firmă de curierat specialistă în livrări, da? Și firma de curierat îți cere și pe măsa și pe taso. Și încearcă să-mi vândă mie jobul pe bursă. Mai alaltă, adică ieri, duminica fiind, eram prin Blackburn, postează unul mutare din Preston până în Londra, 250 de mile, duminica seara la ora 7. I-am cerut în felul următor, m-am gândit 2 lire pe milă, 500 de vin. Și vrea să-și ajut la încărcat-descărcat. Ei, vrei să-și ajung la încărcare scărcat? Mă-i dă 55. 555. Duminică seara. Ce crezi? Că șterg jobul. Bă! Mă, pe bursă despre asta e vorba, mă, să caută, să vadă. Bă, nu găsesc unul mai fraier decât mie să ducă el. Tu ai făcut rost de job, că și eu pot să fac, să pot să-i job pe bursă. De exemplu, jobul de azi, care m-a sunat femeia cu frigiderul, e 20 de milioane.
Nu, pe partea asta e 20.000. Bă, stai puțin așa, că eu ieși adresa. Da, e Blackburn, da, mă băgă prin oraș, bă. Mă băgă pe autostradă, da, e mai bine pe autostradă. Nu mai era vreo 16.000 dacă o luai pe auri. Da? E, 16.000 astea. Job de 16.000 pe bursă, dacă ai noroc. Mai sunt așa care fac și cu 30 de lire. A? Și cum făceam? Para. Îl vindeam eu, luam 60 pe el. Îl făcea altul, lua la 30, eu luam 30. Că am văzut că am primit mail-ul de la voi ca să veniți din România să vă băgați și voi pe bursă. Voi cred că n-ați văzut videoclipul în care ce înseamnă mânca pe bursă. Dar eu vă spun să fiți mai atenți la canalul ăsta, în cazul în care vreți să beneficiați de răspunsuri la întrebările voastre. Căutați așa, ce înseamnă munca pe bursă, Adrian Cux, da? Și acolo o să aflați ce înseamnă. Când e mare, fă multă, atunci poți să iei un preț fer. Când e mare, fă puțină, din cauza că ăștia n-au volum și nu mănâncă suficient, fa mișoare tine cu joburile. Cei drept, sunt foarte puține zilele în care mai bag joburi pe bursă. Foarte puține. Doar dacă îmi iasă vreun preț. Și de exemplu, dacă dau un preț acum pentru o ridicare la ora 4 și nu dai job-ul acum și îl ștergi și îl pui iar, nici măcar nu le mai fac licitație. Nu le mai fac licitație, vezi ce le mai fac? Nu le mai fac. Dacă până la 4 nu-l vinde, mă intru la 4 odată și dau 75-80. Că dacă sunteți bulanji, ei tot chargează clientul. Adică ei tot... Problema e în felul următor, că firmele care vând foarte multe joburi, da? Ele știu cu cât îți vând jobul ție și în funcție de cu cât îl vând jobul ție, adică se gândesc la unul pe mine, spre exemplu, în funcție de asta, chargează clientul și așa au volum de muncă. Au volum de muncă, de exemplu, vinde 1000 de joburi pe bursă. Plus că sunt țigani, foarte țigani. Sunt firme care sunt țigani de la 5 lire. Care va să zică, bă, 5 lire, da, 5 lire, când vinde 1000 de joburi și trage câte 5 lire la fiecare job, faceți voi socoteala cât vine. Înțelegeți? Plus că sunt unii bulancii rău de tot. Dacă pe planificare scrie că îți dă 25 de lire cancel fee dacă nu e din vina ta, adică se cancelează jobul și nu e din vina ta, dă 25 și după aia spune la telefon că îți dă 15. Știi? Bă, deci să uită numai să te facă, bă. Băiatule, bă. Ai. Și cam așa stă treaba, dragii mei, bă. Și cu bursa asta. Plus alte impedimente. Banii târziu. Bine, asta cu banii târziu nu e o problemă neapărat. Pentru mine cel puțin. Pentru că eu fac bani din alte părți. În seara asta sunt pe TIS, spre exemplu. Și rămân la programul ăsta, că de ce? Vin sărbătorile acum și mă gândesc că s-o ridica treaba. Dacă nu se ridică treaba, poate s-o deștepta lumea. Că lumea atât de comodă încât să sune la firmă de curierat. Sau mai există și problema în felul următor. Adică, eu am o dubă, da? Fac rost de jobul ăsta de Londra, da? Caut să văd dacă găsesc pe cineva care să-l facă pe bani mai puțin. De exemplu, aproape puteam să mă duc pe 22 de lire pe oră la muncă. Închipuiți-vă că făceam 10 ore, făceam 200. Și în Londra am întors, plus încărcat de marfă, sub 10 ore n-am ce căta. Plus că era livrare în centrul Londrei. Era nasoleală. E, gândiți-vă că cu metru meu a făcut rost de jobul ăsta, ce s-a gândit? Hai să vin dacă se vând fraier. Să-l facă pe cât? Pe o lire pe mile eventual. Știi? Normal, costul ar fi la o Londra, e 100 de lire motorina, da? Cam așa. 70 dacă mergi, domnește, mașina mea ta consumă, 70. Până la Luton, de exemplu, da? Până la Londra nu e 100. 100 de lire motorina, da? Și puteai să dai un preț de lire pe milă. Deci 250 odată și 250 pentru 250 de mile și 100. Deci cu 350 ar trebui să duci până la Londra. Dar nu se merită. Nu se merită să bag 500 de mile în mașină, să mă duc când pot să conduc camioane și să fac banii.
Înțelegeți ideea? Plus că fac pantul cu ciocanul mare. Aia e cea mai mare problemă. Fac și pantul cu ciocanul mare și te gândești, bă, fraierul ăsta stă acasă, bată norocul cu mama lui și eu mă duc și alerg ca tăune fără capoare. Asta s-a putut în viața mea cu mine. Asta am putut eu să fac cu viața mea. Și am făcut un 550 și am șers jobul la un moment dat. Că n-a făcut nimeni. Pe burse grav tot s-au lăsat. Tot s-au lăsat că nu se merită. Nu se merită, nu poți să trăiești din bursă. Decât dacă, nu știu, habar n-am, alegi foarte mult. Pentru mine cel puțin nu se merită. Când văd ei că fac joburi din alea, te uiți la Hololulu, vorba aia, te uiți la Hololulu și de acolo nu mai găsești nimic și te uită Dumnezeu și vrea să mergi cu ăștia pe mine acolo. Unde mai rămâne bani pentru șofer? Unde mai rămâne bani pentru motorină? Unde mai rămâne... Te primi așa cu duba pe autostradă ca să... Ca să fie și ție drag? Hă? Nu e. Nu e, dragi oameni buni. Nu este. Mă duc să vedem dacă iau frigiderul lui ăsta. Cu Duduia acum. O fi cineva acolo. Să mă ajut să-l încarc. S-a descărcat, o fi ea. Mi-am spus și unde să livrez. Te trezești că și eu am fi vreo bișnițară din aia care m-a căutat. Nu mă gândesc, nu. În fine, oricum, îmi luai prețul care îl vreau eu, că până la urma urmei... Bă, dar nu vă vine să credeți că mai am și oameni de ăștia care sună. Îmi scrie unul la Ander pe Google Maps, acolo poți dai și mesaj, știi? Îmi scrie unul la altă, dacă poți să iau de undeva, nu știu unde, băi, îi spun în felul următor. Bă, ține postcodurile de unde și până unde să-ți iau și ce să-ți iau. Ca să poți să fac un preț. Mă sună el să ia aia, să ia, zic, bă, trimite-mi poze cu ce ai de luat. Ca să fac o idee. Nu mi-a mai trimis nimic. Mă, pe seara îmi scrie iar, că să iei după aia din Manchester, rușește. Hai mă, că și ăsta... Hai că, din rezolvarăm un job, că după aia mă îndeamnă el vreo 3-4 joburi, este? Da, ce? Când am văzut așa, nu, mă retrag. Și o chestie care ar mai trebui să mai fac e să le iau fi. Adică, înainte de a pleca să ridic, să le iau un 20-30 de lire din cauza altului că care e problema? Problema e în felul următor, că mi-e frică că mă duc acolo, dar până nu mă înțep eu cu strategia asta, nu mă potolesc. Mi-e frică că mă duc acolo și mă trezesc că nu mă răspunde nimeni la ușă sau chestii de genul, știi? Bine, avantajul meu e în felul următor, că eu pot să fiu foarte quick. Adică, ce înseamnă asta? Lucrând noaptea, eu sunt available full time. Acum, dacă te duci și te lua o firmă de curierat care asta face, să-ți programezi din timp. De exemplu, ea mi-a scris duminică și azi luni sunt acolo. Gen, știi? E mare lucru într-o lume în care mi se învârte capul ca la bovniță. Nu? Aaa, șmecherul frigiderul, dragi oameni, numai ce-l încărcai. Greu și șmecher. De la cu două uși deschide așa ca raftul. Mă gândesc, eu mă zic, bă, fata asta cumpără frigider la mâna a doua. Știi? Că deștia mai am eu mai de buget pe acasă. 11.000, uite, vezi? Exact 11.000. Job de 11.000. Dă-mă pe autostradă. M-a ajutat omul să-l încarc. Șmecher frigiderul. Șmecher frigiderul, dar numai nu știu acum dacă e ea acasă. Eu cu ea nu pot să-l descărcăm. Trebuie om ca lumea să pună la frigiderul să arată. Nu sunt bun, eu consumă mult. Ai de capul meu. E 11.30 și s-a luat frigiderul. Haide acasă. Îl iau de la casă de la om și îl duc acasă la om. Da? Plac jobul. N-am zis, mă, eu că-mi fac suportacia. Păi nu mi-ai face eu într-o bună zi suportaci? A? Să nu mai facă figuri, să nu mai alea. Mă gândim, mă, zic, ce frigider ia, mă, că te dai, mă, frigider de acasă la mine. Nu mai îmi plăteam mie 60 de doar pe drum.
Da, măi, Frederic, maker, mă. Nu uite ce firmă e să-l caut. Să caut modelul. Dar după cum îl văd, eu am doar un congelator micus 300. Ăsta trebuie să valoreze... Trebuie să valoreze, mă gândesc că peste 500, liniștit. La cât e de mare. E cu congelator, cu tot, dar avea-l băgarăm 2 inci în dubă. Știi? E ce trebuie. Sunt plăcut surprins de faptul că... Vezi? Oamenii din recenziile pe care le am și pe unde le am, oamenii au atâta încredere în mine să vin eu cu duba să încarc frigiderul. Dacă fugeam cu frigiderul în lume. Întrebare, dacă a făcut frigiderul acum, ha? De unde, măi? Cine? Nimic. Vin oameni la tine la ușă, ai numele firmei Adrian Cox Trans, duce la poliție, ai poză cu copilul, te identifică cu AI de ăla facial, identifică copilul. Ai băgat copilul la înaintare să iei joburi cu dupa SD. Să vezi acum haterii cum spun. Pune și voi câte o farfurie. Pune și voi câte o farfurie hateri. Roade mea scarul sau roade. Pune și voi că uite cum mă zbat. Noaptea pe tir zoa cu dupa. Uite cum ajut lumea. Mă duc cu un frigider încolo încoa. Ai. A, este. Bă, mișcare pe frigiderul ăsta, mă, degeaba spui. Coxuț, foarte șmechile joburile astea. Pac, pac, grei, te duci încolo, încarci frigiderul. Și altă treabă, că mă duce și capul. Tot timpul pun mâna unde e mai ușor. Adică, frigiderul în partea de jos tot timpul e mai greu. Da? Ei, partea de sus nu e greu. De unde credeți că luam eu? Acum vă întreb, scrieți în comentarii acolo. E bună strategia. De unde crezi că apucai eu de frigider? De sus sau de jos? Ha? Zacele neantine. Dragi oameni buni, trebuie să mă înțelegeți. Eu m-am săturat să lucrez hard. Înțelegeți? Eu m-am săturat să lucrez hard. Ce înseamnă hard? Nu cărat în spate pietre de moară, vorba aia, nu. Hard să conduc așa mult, să bag mult, să sătur așa, știi? Și săturându-mă să muncesc hard, a trebuit să lucrez mai smart, știi? Bine, acum eu apucam și de alte părți de frigider. Dar sunt răcit și iau pastile. Beau pliculețuri din alea, transpir, mă ia cu frezoane, tremur. Bă, băiatră, nu vă vine să credeți prin ce trec la vârsta mea, știi? Aia. Eu sper să fie mulțumiți oamenii cu frigiderul. Știi? Acum nu știu, cred că se mutau, mă, nu știu, se mutau de aici încolo, mă gândesc că și-or fi luat totul cu mașinile mici și numai frigiderul n-aveau cu ce, pur și simplu. Știi? Dar nu mă miră faptul dacă comandai dubă, nu mai băgai tu ceva, pat. Nu cred că îl cumpărară, mă. Nu cred că îl cumpărară și oamenii sunt cu bani. Dacă erau cu bani, nu-l luau, mă. Nu. Sau poate au ceva prieteni, mă, care îl dau la prietenilor. Da, mă, dar nu-mi bat eu capul la să vede treaba. Că tot bine e. În 20 de minute am să descarc, dragi oameni, eu vin cu update. 20, 40, 60. Țărmă. Mă fac o roșie încă de un frigider. Bă, băiatul, ce pățire, mă, să n-avea loc în casă. Mă lăsară pe stradă, până la alta. Ia-i să că rezolvă. Două fete. Își luară și ei un frigider mai nou. Mamă, la aceeași concluzie la care ajung eu, viața întreagă eu. Dacă lași loc nemulțumiri să-și facă loc în tine, să te iau două fete la o chirie și doar așa un frigider mai mare, că ăsta pe care mi-l dădură mie, care l-avea în casă și care mergea, era prea vechi, da? Eu luai și pe ăsta. Am depozit acum, când auzea mea, că luai al frigider, mă omoară, mă. Mă, între față am trei frigidere, dragi oameni buni. Ha 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 ha
Când am auzit că mai am un cadavru în mașină, mura murit. Bă, îmi pare rău că nu putem să-l băgăm în casă. Nu putem să-l băgăm în casă pe motiv că a fost foarte mare și n-a avut loc pe ușă. Înțelegi? Aia este. Și cu aia ne bate în cap. Foarte friendly, foarte trăsără, împinsără. Mai găsi un băiat român care mă ajută să încerc să-l bag în casă. La un moment dat ziseră că să-l lăsăm pe stradă. Eu luai pe ăsta care este cică vechi cu mine, că dacă zic că tu te lasă pe stradă, zic, bă, nu lăsați pe stradă, mă. Acum, cum îi face cu a mea? Că mi-a mai auzit proprietarul ăla de unul mai mare. M-a întrebat, îl vrei? Îl vreau. Mi-a dat și pe ăla. Mai am unul, dar mai al alte. Deci două. Și cu ăsta trei. Na. Trei bucăți, bă, băiatule, bă. Trei bucăți, bă. Cred că fetele astea nu știu în ce se băgară când se răcă. O să rezolve ele cu frigiderul. Că e foarte al naibii de greu. Poate vor avea prieteni care vin să le ajute. Se poate și așa. Sau bărbați eventual. Stă o leacă în ploaie până când vin de la muncă, vor fi la muncă și după aia da. Bă, afacere reușită cu succes, dacă vreți frigidere, da. Să mă apuc să le fac pudă, să le pun la vânzare. Le dau cu 50 de lire plus free delivery. Ce să fac? Delivrare gratuită, 50 de lire bucată. Cum vi se pare afacerea? Păi ăsta las după mine, că până când noi avea treabă cu Duba mai serios, îl prim după mine încolo în coape, unde mă duc, eu îl prim și pe el. Iată cum a plăcut videoclipul de astăzi, doar ce am dat și mie un like puternic, un follow pe Instagram și pe pagina de Facebook Adrian Cux. Abonați-vă și apăsați clopoțelul dacă vreți să stați la curent cu ceea ce mă urmează și ce să mai face pe cei. Stimă-vă!